Slăvit să fie Domnul! Dragi frați și surori, imaginea pe care o vedem înaintea noastră este o pildă a nădejdii creștinului. Pentru că plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Dar cine are? trebuie să are cu nădejde și cine trăieră grâu, trebuie să-l trăiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dar care-i nădejdea noastră? Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Tot ce se luptă la jocurile de opște, se supun la tot felul de înfrânări, și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. De aceea, cine are urechi să asculte, ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Fii credincios până la moarte și îți voi da cu vieții. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu de la tatăl meu, și îi voi da luceaforul strălucitor de dimineață. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge numele nici de cum din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele meu și numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Amin.